Câștigul unui amplificator depinde și de frecvența semnalului. Pentru a înregistra sau pentru a descrie această proprietate a amplificatorului, tensiunea de ieșire U2 este trasată în funcție de frecvență într-o diagramă. Tensiunea sursei de semnal U0 este menținută constantă. Pentru a putea reprezenta cea mai mare gamă de frecvență posibilă, se alege o scară logaritmică pentru axa frecvenței. Este foarte important să dăm atenție la aceste elemente. Un element RC provoacă scăderea cu 20 de decibel pe decadă, două elemente RC provoacă scăderea cu 40 de decibel pe decadă. Frecvență de 1 kHz acum. Generatorul de semnal îl conectez la intrarea amplificatorului printr-un adaptor ca ăsta sau ceva asemănător. Puteți să folosiți mufă RCA și în spatele ei sunt terminale de astea cu șurub. În fine. Deci sunt la 88 de kHz, 108, 118 și vedeți că scade și în amplitudine. De la 148 deja scade serios în amplitudine. Da, și vedeți acum, sunt la 188, ca să facem rotund 200, 200 de kHz. Deja avem aici un semnal triunghiular și a scăzut mult în amplitudine. Hai să facem și aici un print screen.